Dumnezeu părât în mai multe procese intentate de români. Dumneavoastră l-ați dat pe Dumnezeu în judecată? Da, pentru mai multe infracțiuni. Doamne, mare ție grădina și mulți procesomani sunt în ea. A ajuns la registratură, i-au dat curs de judecată. Nu știu dacă știți, dar în țara asta sunt oameni care s-au supărat atât de tare pe divinitate, încât s-au gândit că nu mai au o altă soluție în afară de a îl chema în judecată pe însuși creatorul. Eu zic că Dumnezeu. Și nu în judecata de apoi, ci chiar în sala de judecată. Cel mai celebru caz este al lui Mircea Pavel, un pușcăriaș condamnat la 20 de ani, care a depus plângere la tribunalul din Timișoara împotriva numitului Dumnezeu, domiciliat în cer. Dumnezeu cu domiciliu în cer, reprezentat pe pământ de Biserica Ortodoxă, iar în Timișoara de Mitropolia Banatului. Acuzațiile au fost de înșelăciune, abuz în serviciu, primire de foloase necuvenite și trafic de influență. Procurorul a dat neînceperea, dar după 2 ani de zile, când îi găsește domiciliu. O supărare mare că Dumnezeu nu și-a păstrat partea lui de contract de la botez. Cum era dacă chiar se prezenta împreună cu așa, cu vreo 2-3 sfinți? Dar mai există un caz la Galați în care Dumnezeu a fost chemat în fața instanței. Maria Nercuță nu și-a găsit nici nevastă. Să fac o fetă, dar nu găsesc! Serviciul pe care l-avea nu-i plăcea, mai numai necasul, numai probleme. Vă dați seama că l-au întrerupt pe Dumnezeu din discuțiile sale obișnuite cu Gigi Becali și eu, sincer, cred că și râde când se gândește că stați-mă așa un pic, nu pot să-mi fac treaba. Aia a fost un lucru bun, am încercat și eu să mă lupt cu divinitatea. Am de rezolvat așa niște procese cu niște români.